liberal, care va fi, și nu mă refer la noi la Neamț, ci la București, vor decide colegii noștri, și domnul președinte Nicu Ciucă, Nicolae Ciucă, care va fi direcția Partidului Național Liberal. Dacă vom merge într-o alianță cu unii sau cu alții, sau dacă nu vom merge în alianță, astea sunt decizii politice care se vor lua în timp. Nu cred că astăzi se ia vreo decizie politică în sensul ăsta. Mulțumesc. Mai sunt întrebări, vă rog, că v-am oprit. Scuze. Cum explicați rezultatul politic de la Roman și din zona Romanului? La ce vă referiți? Mai exact. Votul politic. I-am câștigat. La Consiliul Local? La Consiliul Local. Vi-l explic foarte simplu, dar e simplu de priceput, nici nu trebuie să cunoști foarte multă politică. E, în primul rând, e poziția care a fost o poziție total dezavantajoasă. 5. Deci PSD-ul a avut 1, 1, 1, 1. Romanul PNL-ul a avut 3, 5, 2, 2. Iar atât 3 și 2 au fost pe prima pagină, 5 au fost pe a treia. Și în colțul din stânga sus, nu foarte vizibil. Un lucru pe care l-am aflat pe urmă de la unii alegători, i-a mai dus în eroare următorul fapt. Au fost la europarlamentare o singură listă. PNL-PSD, corect? La europarlamentar vorbim. În momentul când au deschis buletinul de vot pe prima pagină, au văzut doar PSD-ul. Mulți au crezut că este alianța și din coace. Și aici a apărut confuzia, pentru că și foarte simplu de înțeles. Atâta timp cât la vot... Ei, n-ați înțeles, înțelegeți? Vă mai explic o dată. Eu creditez cu mai multă inteligență. Vă mai explic o dată. Eu creditez timp cu mai multă inteligență. Nu, dar nu toată lumea. Nu este egal că nu trăim în patul lui Procus. Și nu toată lumea la fel. Sunt oameni care nu au gândit-o și nu au văzut. Dar atâta timp cât la primară e un număr de voturi. La președintele Consiliului Județean ai aproximativ același număr de voturi. La Consiliul Județean ai aproximativ același număr de voturi. Povestea a fost acolo, în primul rând, poziția. Acum ce credeți dumneavoastră de treaba dumneavoastră? Ce credeți de treaba mea? Exact. Nu de dumneavoastră. Dar credeți-mă pe mine că eu am și discutat. La Secuieni a plecat. Votul de la Luțca. Dar ce treabă are Secuieni cu podul de la Nuțca? Dacă vă uitați... Pe în cealaltă parte a municipiului. Da. Sagna. Am câștigat la Sagna. Le-ați confundat aici, Secuieni cu Sagna. Secuieni în partea altă unde am pierdut, dar n-are treabă cu podul de la Nuțca. Sagna în partea cu podul unde am câștigat. Vedeți ce repede ne lămurim? În completare la zona română. E normal, că domnule, să vă spun ce vreți dumneavoastră, vă spun ce vrem noi. Așa e corect. Da, pe rog. Deci am înțeles că Carabela a pierdut la Piatra. Dar n-ați înțeles, e rezultatul votului. Da, e rezultatul votului. Cum considerăm că a câștigat un primar votul? Că câștigă doar pentru el? Sau câștigă și la votul politic? Că câștigă și la votul politic. Deci? Clar. N-am înțeles. Adică, eu sunt, nu, eu nu sunt primar. El este primar și ia 20.000 de voturi. Okay. Și la votul politic ia 17. Da. La Consiliul Local. E o problemuță asta. Deci, a câștigat sau nu a câștigat alegeri? Că asta nu înțelege. Da. Sunt... Ei, dumneavoastră înțelegeți foarte bine, domnul Vali, vreți să auziți de la mine. De asta am venit aici. Sunt primari în toată țara, nu doar în județul Neamț. Sunt primari care, de exemplu, pentru el câștigă cu 60% primăria, da? În același timp, Consiliul Local ia 45%, da? La Consiliul Județean poate să ia mai mult sau mai puțin decât primarul. Sunt foarte mulți oameni care ies la vot și votează. Dom'le, te votez pe dumitale, că ești un primar bun, te știu, îmi place de tine. Dom'le, ai scăpat pe lista de Consiliul Local două, trei nume cu care noi nu rezonăm. Două, trei nume care nu ne plac. Da, și acolo nu votez cu echipa ta de la Consiliul Local pentru că, uite, nu-mi place de Gheorghiță și de Vasile, de acolo de pe lista ta. Și votez în altă parte. Doi la mână. Există oameni care sunt votanți structural ai PSD-ului, da? Care votează PSD la alegerile politice, dar când e vorba de om, zic, votanți PSD-ului, domne, eu îl votez pe ăla că e un calume, e un harnic, e gospodar. Dar în partea elaltă, eu votez că așa pus eu, cum mi-a dat Iliescu pensie și bă, e bine cu PSD-ul. Da? Fiecare părerea lui. Dacă ne să răspund și domnule la întrebarea de mai devreme, că să fac o completare, a răspuns domnul deputat Leureanu, zona Romanului, PNL-ul câștigă.
în linii mari, tot bazinul electoral din zona Romanului, PNL-ul câștigă masiv. PSD, Partidul Social Democrat, rămân cu câțiva primari. Și dacă o să vă uitați pe hartă, o să trageți niște concluzii. De ce acei primari încă rămân în funcție? Oniceni, Poienari, Stănița și Bodicea. Da. Ăștia sunt primarii PSD-ului care rămân în funcție acolo. Din 28. Da, ăștia sunt primarii PSD-ului. Restul, Partidul Național Liberal câștigă toate alegerile în bazinul Romanului. Câștigă Partidul Național Liberal, ia voturi bune, din punctul meu de vedere, și începe să pună o amprentă foarte bună, câștigă, practic, bazinul Rosnovului, dacă pornim de la Rosnov spre Podoleni, Partidul Național Liberal câștigă primării, câștigă Podoleni, câștigă Săvineștiu, câștigă, care nu le-am avut niciodată, câștigăm Borleștiu, care nu l-am avut, câștigăm Tazău, care l-am avut, câștigăm Cândeștiu, care nu l-am avut, scoatem un scor foarte, foarte bun la Rediu, acolo la 30 ceva de voturi, adică Partidul Național Liberal a intrat masiv și pe zona Rosnovului, în care câștigăm alegerile în acest bazin. Pe zona bazinului Piatra Neamț păstrăm numărul de primari pe care l-am avut, pierdem doar Negreștiul la un număr mic de voturi. Așa, în rest, scoatem rezultate destul de bune pe foarte multe localități din zona bazinului Piatra. Pe zona bazinului Bicaz câștigăm primăria orașului Bicaz. Partidul Național Liberal n-a mai avut primăria Bicazului, cred că de pe 2008 ceva, din până în 2012 a fost 2012 acolo PD-ul. Da. A fost primar de la PD atunci, Catrinoiu. Așa, câștigăm în zona de munte voturi foarte bune a Partidului Național Liberal, câștigăm și Boiana Teiului, o primărie importantă pentru noi, ne batem la 30 de voturi la Borca, așa, la Hangu, ne batem și acolo la 60 de voturi, adică creștem procentual față de 2020, rămânem cu aceeași problemă a Partidului Național Liberal în zona bazinului Târgu Neamț, în care câștigăm cele trei primării, Timișeștiu, Răuceștiu și Drăgăneștiu. Da, scoatem un scor bun, chiar aș spune foarte bun, la Târgu Neamț, pierdem alegerile la 1000 de voturi, în 2020 Partidul Național Liberal pierde alegerile locale la 3500 de voturi la primar, la Târgu Neamț. Acum pierdem alegerile la 1000 de voturi. E clar că Partidul Național Liberal a crescut procentual pe votul la primar și a scăzut cei de la PSD, dar păstrăm aceeași problemă a primarilor de tradiție ai PSD-ului în zonă, care au făcut scoruri electorale nu bune, ci foarte bune pentru partidul pe care ei îl reprezintă. Nu am reușit noi să identificăm acolo structurile de candidați, candidații, echipele cele mai bune. Cu toate că s-a muncit, cum ar spune Cică Hagi, am vrut și noi și au vrut și ei mai mult. Ca să închidem cu o glumă, să spun. Vă rog. La Dămuc contestăm faptul că candidatul Partidului Național Liberal, Cezar Tifan, câștigă alegerile la aproximativ 15 voturi, dacă nu mă înșel eu, după care domnul candidat de la AUR, domnul Covasan, pe una din secțiile de votare în care președinta secției de votare era și este într-o relație nepotrivită cu el, ca să fie elegant, așa, redeschide și renumără, reia procesul de denumărare a voturilor, fără să fie existat o contestație sau o cerere în acest sens. Sau întâmpinare. Au făcut-o și acolo au început să mai găsească niște voturi într-o urnă, două voturi într-o urnă, stai că mai erau două anulate, nu știu pe unde, și a răstălmăcit realitatea votului exprimat. Și acolo suntem în procedură de contestație, o să vedem ce se decide. Iar cheia se închide cu 40 de voturi, mai mult decât numărul de buletine de vot primite. Și acum întrebarea logică. Au semnat procesul verbal reprezentanții biroului electoral din Dămuc, pentru că dacă l-au semnat? Da, documentul a fost semnat, e vedea. Pe fondul oboselii, lumea semnează de regulă. Da, nu e o scuză neapărat asta, dar se ia seama presemnătură. Da. Au ieșit cu plus la inventare. Dar e o problemă acolo, e o problemă dacă tu în secția de votare ai avut, dau un exemplu, 500 de voturi în total buletine și tu ai găsit 540. Păi de unde au intrat 40 pe geam? Pe unde au intrat? S-a schimbat urna? Ce s-a întâmplat? Acolo s-au întâmplat niște lucruri care s-au mai întâmplat și în alte părți prin județul Neamț, dar acolo s-au întâmplat prea flagrante. Dar de vreo place pică aia cu relațiile împotrivite. În privat, dacă vreți, în privat, dacă vreți, discutăm cu drag. Nu în public, nu la televiziune, la... E viața personală, oamenilor nu intră în detaliu. Nu impactă. Nu-i ok, nu-i firesc. Da. Dacă nu mai... Se potrivite să facă să lasă politicii și votul tău. Da. Da, s-a născut ceva. Da. Puneți-ne de vot nelegitim.
Nelegitime, ilegitime, da. Corect, domnul Dan, mi-ați spus la bine. Da, da. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc. Corectă. Eu vă mulțumesc frumos pentru participare. Rămânem în contact cu toată lumea și cu toți colegii. Asta e dumneavoastră, domnul Adrian Ciobanu. Și foarte important, domnul Stavarache, am împins lista. Da. Milioane de bucă, ia cu bani, da? În toată țara. Da, da, da. Te mergi de aici, nu? Da, da.